visat despre viața mea. S-a dus aproape. De ce îmi spui mie toate astea? Suntem toți actori. Acum ți-arăți adevărata față, căci până acum ți-ai arătat doar masca! Peste tot, de parte și de cealaltă scenă. Sunt actriță, știi? Șoc la teatru. Nu știi ce-i teatru? Nu știu. E o scenă și o sală și totul e închis. Și oamenii vin acolo seara. Se așează rânduri, rânduri, unii în spatele celorlalți. Și privesc. Privesc. La ce privesc dacă totul e închis? Privesc cortina scenei și tot ce se află dincolo de ea când se ridică. Gong. Dina Cocea a studiat arta dramatică la Paris, unde a debutat în 1934 în pelicula La Jeune Fille d'une Nuit. Deși a avut șansa unei cariere strălucite în capitala Franței, se va întoarce în România, convinsă fiind că orice pământ natal constituie o geografie sacră. Eu am debutat pe această scenă în teatru. Era prin 1935, am debutat alături de regretatul Timică și de alți mari artiști. Și aflându-mă astăzi aici, pe această scenă, resimt chiar un moment de emoție, parcă îi văd apărând, parcă le aud glasurile. Acum lumea are alte griji. Nu-i mai convine nimănui să fie al patrulea bărbat al dumitale, fiindcă ți-ai ucis și pețitorii, nu numai soții. Sora mea, ce spuneți? O, Doamne, dă-mi răbdare și măsură ca să fie o frumusețe de tot recunoscută. E destul să fie a tuturora! E prea mult! De această scenă se leagă foarte multe amintiri. Amintiri mai îndepărtate, amintiri mai prezente când am revenit pe scena Teatrului Național și când tot pe această scenă am jucat, să spunem, marile roluri din cariera mea. Elisabeta din Maria Stuart, Doamna lui Eremia, de Iorga. A căzut omătul, a suflat vântul de primăvară, au încolțit mugurii, a dat frunza, au spuzit florile, a legat iarăși rod, nouri, fulgere, senin. De ce omul n-a fi putând a fi recastejarul? Iarna să-l scuture, vara să-i pună la loc mândrețea și bărbăția. Sunt încă sub impresia ultimei scene pe care am filmat-o cu rolul Doamna Maria din Mușatini, rol pe care l-am interpretat cu ani în urmă pe scena Teatrului Național și pe care l-am reluat cu mare plăcere pe scena televiziunii. Colaborarea mea cu televiziunea cred că a fost, n-aș putea să spun, din punctul meu de vedere, în orice caz, a fost foarte fructuoasă, atât pentru profesiunea mea, cât și pentru noua experiență pe care am dobândit-o la televiziune. Eu nu plec de aici. Nimeni nu pleacă de aici. Nu dau nicio palmă din vie, nici o odaie din casă, nici podul măcar.
Nu o să vin aici să ne tulbure liniște. Asta nu e frumos. Ar trebui să-l respectați doar tatăl vostru. Pelagia, strânge tu, mă. Dar de ce s-a supărat tata pe noi? Și tu. Mai fi și tu atentă cu el deșteaptă. Dar împrejurările s-au schimbat. M-am mărit. Dați-mi voie să vă prezint pe viitorul meu soț. Admirabil, admirabil. Să-i mă așteptam la asta. Dar ce era să fac? Eram fără o crotire, cu moșia aproape ruinată. Am vrut să încredințez administrarea moșiei nepotul meu, dar m-a dezamăgit profund. Știți ce carieră și-a ales? Actor ambulant. Cu rafinament și inteligență, va reuși să îmbine arta actorului cu diferite alte activități. A fost decan al Facultății de Teatru din București, a reprezentat țara noastră la congresele internaționale ale Organizației Națiunilor Unite și ale UNESCO. A fost președintele Asociației Oamenilor de Artă din instituțiile teatrale și muzicale din România. Pot pune în contra curentului. Iar se bat. Ce grozăvie. Dar ce-i asta? Dar n-am să plâng. Sunt româncă și n-am să plâng. Doctore, pot să vă ajut? Cu plăcere, doamnă. Eu cred că a fost un destin fericit al breslei noastre actoricești. Pentru că am trecut timp de decenii prin tot ceea ce se poate, tot ce poate fi mai elevat, mai frumos ca dramaturgie. Erau fericiți că au contactul acesta direct cu dramaturgia, cu ideile nobile. Știi că le-am jucat pe toate. Da. Și pe Caterina, pe Ana, pe Maria și pe Betsy. Toată lumea știe că există o portină. Ceva dincolo de ea. O altă cortină? O răbdare. Ceea ce numim noi o răbdare. Viața voastră nu se întâmplă nimic. Nimic care pornind de la un capăt să ajungă la celălalt capăt. Nimic nu începe. Nimic nu sfârșește. Merită să mergi la teatru ca să vezi ceva care se întâmplă cu adevărat. Eu sunt întâmplare. Destul să vorbesc și simt asupra mea toate cuvintele rostite de mine și pe care le ascult. Toate aceste suflete născute din mine și care renasc lovind în sufletul meu.